USL-ul și cealaltă grupare de dreapta care va fi. Care, da, va fi. Deci, declarația noastră astăzi este că Partidul Ecologist Român este singura speranță în a face o politică curată pentru viitorul României. Ce vrem să precizăm? Că Partidul Ecologist Român nu este săpunul nici a lui Năstase sau USL-iștilor, nici săpunul lui Băsescu sau a PDL-ului cu care ei să spele mizerile care le-au creat în cei 20 de ani. Încă o dată vreau să precizăm că noi suntem un partid care suntem numai în interesul curățeniei umane și a țării și tocmai de asta nu vrem să fim aserviți nimănui. Ni s-au făcut propuneri, ba să trecem la dreapta, la stânga, în toate părțile. Noi tindem, ecologiștii din Botoșani, să participăm la alegeri separat și poate că vor înțelege și botoșenenii că ar trebui să aleagă un partid care chiar își depune toate eforturile să fie sprijinul lor. Ați observat și la Tulcea au apărut niște fracțiuni ecologiștii care au semnat cu USL-ul sau niște acorduri. Noi sperăm să nu facem cu nimeni aceste alianțe, dar dacă cei de la centru vor face, noi nu ne vom schimba atitudinea față de cele ce se întâmplă în Botoșani și tot o să fim o voce puternică, indiferent unde se va decide la centru. Știți că alegerile parlamentare sunt mai speciale, pentru că un partid trebuie să participe la nivelul întregii țări cu candidați și nu putem noi, botoșani, să facem notă discordată. Dar dacă va fi așa ceva, noi vom face opoziții chiar în interiorul alianței respective. Mă știți?